Bună ziua, mă bucur să vă regăsesc aici, în Goana după Crap, în seria de emisiuni dedicate acestui stil de pescuit, fie că o facem după pești de mici dimensiuni, de mari dimensiuni, suntem în permanență în căutarea crapului și pentru că primăvara a sosit, au fost alții chiar mai harnici, au ieșit de prin februarie în zilele acelea cu soare, suntem la începutul lunii martie și sunt pe Petru Rareș într-o primă încercare de a prinde câțiva ciortani, câțiva pești, fie ei mari, fie ei mici, din acest lac frumos. Bineînțeles că am să adopt acea metodă pe care o folosesc de cele mai multe ori, în care am să folosesc momerele mici dimensiuni, în care am să folosesc gnadă care se desfacă repede, pentru că este foarte devreme, apa este încă rece, peștii încă sunt apatici și încă nu au ieșit să caute hrana și atunci cu cât reușesc să fiu mai aproape de ei și să le ofer o chestie mică pe care să o înhațe repede, cu atâta, din punctul meu de vedere, am șanse mai mari de a aduce pe salteaua de primire un ciortan. Tocmai datorită faptului că doresc să folosesc o nadă care să desfacă repede, dacă în sezonul trecut v-am prezentat în nenumărate emisiuni Method Brown, de această dată colegii mei de la Senzor, cei care lucrează în laboratoarele unde se pregătesc nadele pe care vi le oferă, mi-au spus că pentru 2024 au scos o nadă nouă, o nadă mult mai atractivă din punctul lor de vedere, Competition Brown. Practic pleacă de la baza lui Method Brown, dar marea diferență este că de această dată făina predigerată se găsește în proporție dublă față de cât era în Method Brown. De această dată au introdus micropelete de 1,5 mm, sunt niște pelete mici, mititele, dar care au un rol extrem de important în ceea ce înseamnă bucățica de rămâne după ce bulgările se desface de tot și un surplus de atracție, precum și alte elemente de mare atracție, elemente de bună calitate, printre care și aminoacizi, cu care întreg ansamblul este stropit atunci când nada se amestecă înainte de a fi ambalată. Deci o nadă, spun colegii mei, de mare atracție, care de altfel la începutul acestui sezon a făcut furori, dar pot spune, pe Acve Dănești, Vasilica Baboieru a reușit să câștige un concurs, după care împreună cu Cristi, cu Jugaru, au obținut un loc 2 la un concurs de feeder. Este o nadă care, așa cum se înțelege, se poate folosi la fel de bine pe arcul năditor sau la Method Feeder. Foarte important este modul în care o preparați și aici, din punctul meu de vedere, dacă nu aveți o sită, cum nici eu nu am de această dată, trebuie să aveți grijă ca măcar după ce îi dați apă și o lăsați să pur și simplu între palme să spargeți bulgării în așa fel încât particulele să fie cât mai uniform umezite, umectate. Și în momentul în care luați din grămada de nadă și puneți pe arcul năditor sau pe Method Feeder, să fie nadă cu aceeași umiditate, ca să se desfacă frumos, să curgă imediat cum ajunge pe substrat, să înceapă să cadă bucățele, să rămână acea grămăjoară de mici particule cu un pop-up sau cu un wafter sau cu ce momeală doriți dumneavoastră să folosiți acolo lângă grămăjoară. Și pentru că v-am spus de momeli, tot ca noutate, în acest sezon au apărut papanelele, nu că nu ar fi fost și anul trecut, dar de această dată papanelele nu mai sunt dumbbell-uri, sunt mici sfere de 8 sau de 10 mm, sunt niște plastice, niște silicoane produse de către cei de la Enterprise Tackle, bine cunoscuți pentru boabele de porumb de plastic de silicon.
pe care colegii de la Senzor le ambalează, le pun în aceste cutii împreună cu cele două arome pe care le puteți găsi, respectiv căpșună și usturoi. Ce vă mai pot spune despre papanele este că le veți găsi în trei combinații de culori. În fiecare borcanel sunt câte 12 papanele, 4 roz, 4 portocalii și 4 verde fluo. Așa că și pentru cei mai exigenți dintre dumneavoastră puteți găsi culoarea preferată cu una dintre cele două arome. 12 bucăți care poate să vă țină, pentru că dacă un pop-up se mai sparge, mai pică la aceste silicoane, rata de a le pierde în momentul în care aduceți un pește la mal este mult mai mică. Și indiferent cât am vorbit despre nadă și momeală, din punctul meu de vedere, cel mai important în această perioadă, primăvară și în general, în pescuitul crapului, cel mai important lucru este localizarea. Ori eu de această dată, așa cum fac în 8 din 10 cazuri, am căutat să pescuiesc pe lângă maluri, este primăvară, apa abia începe să se încălzească și cel mai mare schimb de cel mai mare transfer de temperatură între pământul care este mai cald pentru că îl bate soarele și apa care vine și care spală malul încălzit este aici în apropierea malului, așa că am pescuit fix dreapta și stânga, nicio lansetă nu este aruncată mai departe de 5-6 metri de mal, sunt date așa în evantai și până acum am avut șansa să aduc la mal un mic amur de, să zic, un kilogram, un ciortan de 3 kilograme și, din păcate, nenumărați sompitici, cred că am prins 15 sau 20, motiv pentru care, dacă în prima fază am pus o papanea de 8 mm care mi echilibra cârligul, mi-l ținea așa cu vârful pe substrat și toată tija ridicată de pe substrat, e bine, am schimbat, am pus de 10 și acum am monturile ridicate exact atât cât sunt ele, 7 cm, 6, 7, 8 cm, sunt ridicate un pic deasupra monitorului, pentru ca să mai scap, din punctul meu de vedere, de o parte din acești sompitici, pentru că fiind ridicate nu mai au ocazia să vină și când se înfig în pop-up le fuge mai repede cârligul de dedesubt și rata de înțepare este mult mai mică. Până acum văd că a funcționat, vedem ce se va întâmpla și de acum încolo. Oricum, ce este cel mai important este că vine vremea bună, putem să ieșim la pescuit și de ce nu vă invit pe toți să ieșiți pe malul apei, să ne întâlnim pe lacurile din jurul Bucureștiului și nu numai, să discutăm despre pasiunea comună care este pescuitul la crapă. Pescuitul este frumos, este o pasiune pe care merită să o întreținem și să stăm cât mai mult pe malul apei. Vă invit la pescuit, mergeți, bucurați-vă, fire întinsă!